Nu, nu era despre animale, era un meeting al profesorilor sau ceva de genul ăsta. N-avea cine să lasă tetul. Și... A, o chestie de la pagina 5 cu care a fost profesor reporterii. Cum pe timp fac în plajă, că au zis că s-au gândit la câte ori ăla, te-am văzut când te mormite. Deci le-au văzut când s-au, și s-a dus la acasă și a luat aparatul foto, s-a venit și a făcut poze pentru... Așa ceva. A avut, da, și sunt chestii de-astea care... asta nu mai știu ce, a, da. Care funcționează și aici despre sărăcie. Scriam, ilustram despre sărăcie. Și asta, dar asta e o temă foarte generoasă. Sau vă povesteam despre faptul că trebuie să fii pe fază. au inaugurat consilierii locali, tramvaile noi primite de... Nu era nimic de genul ăsta. Însă, fotoreporterul a hotărât să rămână. Și a zis că dăm și eu tur cu tramvaiul. Și a rămas și consilierul local s-a apucat să facă chef în tramvai. Vatman, îi servea cu... Și tramvaiul mergea, da. Nu l-a observat. El stând în spate, s-a întors în la fotoreporter, zicea, încearcă să treacă el neobservat. Să stea liniștit și să... Chiar nu l-au văzut. A doua zi era foarte nervos și nu că au făcut chestia asta, ci de unde avem noi pozele? Cine v-a dat cu pozele? Tramvaiul, camera.